O nouă, lovitur, o nouă lovitură în justiție pentru fostul președinte al CJ Argeș, Constantin Nicolescu. Tribunalul Argeș a confirmat incompatibilitatea și a constatat nulitatea absolută a mai multor contracte și acte adiționale încheiate ori semnate de acesta. Decizia nu este definitivă și a fost atacată cu recurs, următorul termen de judecată fiind stabilit pe 16 ianuarie 2016. În urma verificărilor, Ani a stabilit existența conflictului de interese prin semnarea sau aprobarea de către Nicolescu în calitate de președinte al CJRG și a 13 contracte și a unui act adițional de prelungire a perioadei de valabilitate, încheiat de Consiliu sau instituții și servicii publice aflate în subordinea ori sub autoritatea acestei instituții, cu societăți la care Nicolescu era acționar majoritar. Potrivit Ani, în perioada 2006-2010, una dintre firme, unitate Service Auto, a prestat pe bază de comenzi servicii către instituții și servicii publice care se Află în coordonarea sub sau sub autoritatea Consiliului Județean. 9 contracte au fost încheiate sub semnătura lui Nicolescu, 5 cu aprobarea acestuia și alte 12 sunt încheiate cu societăți la care el sau rude de -ale sale sunt acționari majoritari, valoarea totală ridicându-se la peste 1,5 milioane de lei. Potrivit legii președinților de Consilii Județenele, este interzis să ia parte la deliberarea și adoptarea hotărârilor în care au un interes patrimonial față de problema supusă dezbaterii. Interesul poate fi personal sau prin soț sau soția, sau rude până la gradul al patrulea inclusiv. Prin urmare, hotărârile adoptate cu încălcarea prevederilor legale sunt nule de drept, nulitatea fiind constatată de către instanța de contigios administrativ a Tribunalului Argeș. Constantin Nicolescu este încarcerat la penitenciarul Colibaș după ce a fost condamnat la închisoare pentru că ar fi accesat ilegal fonduri europene.